Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Monica Tăma și vă invit la știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Înalt preasfințitul Calinic a oficiat slujba de pomenire a Patriarhului Iustin Moisescu la Cândești. Oprea Iurgulescu și-a deschis porțile pentru viitorii școlari. România are asigurate 2 medalii la campionatele europene. Tița și Berei luptă pentru titlul continental la Under 23. Anul dedicat de Patriarhia Română celui de-al 4-lea patriarh, Iustin Moisescu, a debutat astăzi la Cândești, în satul natal. Înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muștelului, a oficiat slujba religioasă și de pomenire la biserica din localitate, iar copiii de la mai multe școli din Muștel au susținut un program artistic. Astăzi s-au împlinit 109 ani de la nașterea lui Iustin Moisescu, care prin trudă și credință a ajuns patriarhul României într-o perioadă în care regimul comunist transformase țara într-un lagăr. Cel de-al 4-lea patriarh a reușit în acea vreme de răstriște să-l convingă pe Nicolae Ceaușescu, președintele României de atunci, să nu dărâme o serie de biserici pentru a construi megalomanicele blocuri. Născut pe 5 martie 1910 la Cândești, Iustin Moisescu a avut o viață dedicată studiului religiei, dar a fost implicat și în politică. Între anii 1957 și 1986 a fost deputat în Marea Adunare Națională. Astăzi, în satul natal, a debutat prima manifestare din anul Iustin Moisescu, inițiat de Patriarhia Română. La biserica din Cândești, veche de peste 100 de ani, înalt preasfinția sa, Calinic, alături de preoții din Muștel, a oficiat Sfânta Liturghie. La aceasta au fost prezenți primari din comunele învecinate, dar și rude ale fostului patriarh. Astăzi, Comuna Albești de Muștel se află în zi de sărbătoare creștină, mai precis, sărbătorim satul Cândești, sărbătorește 109 ani de la nașterea celui care a fost cel de-al 4-lea patriarh al României, Iustin Moisescu. Ne bucurăm că avem parte de această manifestare care ne reprezintă și mai ales că anul acesta Patriarhia a declarat anul Iustin Moisescu. A urmat un moment emoționant și anume slujba de pomenire a Patriarhului Iustin Moisescu. În biserică, lângă crucea și portretul Patriarhului, s-a amenajat un mic altar, iar înalt preasfinția sa, Calinic, i-a înmânat preotului paroh al bisericii din satul Cândești, Andrei Postu, crucea basarabă. Că el și-a îndreptat pașii spre teologie, iată mama lui. E mama lui o sfântă și tatălui. Dar mama cum i-a îndreptat pașii acestui cărturar, acestui, așa cum se spun eu, această persoană, eveniment, am putea spune, a bisericii noastre ortodoxe, cum sunt multe altele, dar vorbim de Patriarhul Iustin Moisescu. Mulțumim de toată dragostea care a avut-o totdeauna. Mulțumim că Patriarhul Iustin e prezent tot timpul aici. Și azi a fost prezent. Și ne-a auzit. Și eu sunt bucuros să spun că mi-am făcut oarecum în parte datorie față de acest patriarh uriaș. Axios. Mulțumesc tuturor iubiți credincioși că ați fost astăzi alături de noi. Este o adevărată bucurie și plăcere să trăim astfel de evenimente. Iar dacă am putea vorbi metaforic, singurul vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi
este cel pe care astăzi noi îl comemorăm și anume Patriarhul Iustin Moisescu. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să trăim această zi. Copiii școlilor din Dragoslavele, Mihăiești și Drăghici, îmbrăcați în costume populare, au interpretat un frumos moment muzical tradițional. Cei prezenți au admirat o mini-expoziție de icoane pe sticlă realizată de copiii din parohia Cândești. După slujba de la biserică a fost vizitată casa în care s-a născut Patriarhul Iustin Moisescu, care mai poartă încă amintirile acestui mare om. La seminarul teologic ce-i poartă numele de la Colegiul Național Pedagogic Carol I s-a ținut o sesiune de comunicări, avându-l în prim plan pe cel de-al patrulea patriarh al României, Iustin Moisescu. Neglijența oamenilor produc în continuare incendii de proporții pe Mușcele. Astăzi, pe dealul Godenilor, chiar dacă proprietarii erau de față, flăcările au ars o suprafață destul de mare de vegetație și numai intervenția pompierilor a făcut ca focul să fie stins. De mai multe săptămâni, mușcelele din preajma Câmpul Lungului sunt pârjolite de focurile puse intenționat de proprietarii de grădini sau pășuni. Metoda de a curăța vegetația uscată prin ardere este la ordinea zilei, însă flăcările sunt lăsate nesupravegheate, producând incendii de proporții. Astăzi, pe dealul Godenilor, chiar dacă proprietarii supravegheau zona, focul a scăpat de sub control și flăcările înalte de peste 3 metri au pus stăpânire pe tot ce a întâlnit în cale. De la vegetație uscată până la par de gard și lăstăriș, a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru ca incendiul să fie stins. A ars vegetația uscată de pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați. Mai multe persoane au sesizat că pe Valea Siliștii din comuna Ninoasa, pârâul Slănic este invadat de gunoaie și poluat de la resturile unei poverni, borhotul depozitat pe un teren privat. Atunci când sunt precipitații, se revarsă în albia apei. La sesizarea unor cetățeni din comuna Ninoasa, echipa Clar TV s-a deplasat pe Valea Siliștii, acolo unde s-a reclamat că există pericolul de poluare a pârâului Slănic cu borhotul provenit de la o povarnă. În zonă se află, pe un teren privat, o amenajare în care borhotul este depozitat. De acolo, în timpul precipitațiilor, apa provenită de la resturile depozitate se scurge în pârâu. Pentru a clarifica situația, am cerut punctul de vedere al primarului localității. Este proprietate privată. Deci, unde aruncă borhotul, niciodată, l-am întrebat de două, trei ori, mă băiete, cu cine ai vorbit tu de duci cel de la povarnă? Domnul primar, este cu părintele care oi are vaci aici. Deci, e proprietate privată, eu nu văd nimic și nu afectează, nu știu dacă afectează pe cei de la apele, nu cred că, nu știu dacă ați fost acolo sau n-ați fost. Gândesc că e făcut o groapă ceva acolo pentru hrana animalilor. Deci asta e o melasă de la povarnă, dar în schimb niciodată n-am avut ce să... Nu mi-a reproșat nimeni nimic, pentru că terenul privat nu-i convine să-și facă fiecare, nu știu, gestiunea terenului. Pe albia pârâului, de o parte și de alta, acolo unde există cea mai mică cale de acces, oamenii au transformat prundul în groapă de gunoi. Aici găsești resturi de materiale de construcții, molozi, sticle și recipiente de plastic, animale moarte și sași plin cu lână. Dacă domnul Daia până acum a făcut un preț bun la lână, oamenii a dat-o pe gârlă. Este adevărat, n-a înțeles situația reciclării gunoaielor. Acum suntem în discuție cu toți consilierii care i-am pus în misiune pe fiecare să comunicăm cu cetățenii și să facem ședință și trebuie să înțeleagă toată lumea. Iar cele după gârlă, după păraie, să știți că nu vine. În momentul când a fost apa mare, vine de unde este parchete și de unde e tăier, să știți că apa le aduce și este normal. Lâna este adevărat că nu e munte, care a zvârlit-o, mai zvârle, acum s-a mai apucat de construcție și omul nu înțelege odată.
El zice că le pune într-o groapă pe lângă gârlă, pe lângă ceva și ți le trântește fiecare și nu pot să pun pază niciodată așa, dar în schimb eu cred că acum că s-a dus primăvărat nu o să fie numai comuna mea și nu e numai comuna mea cu gunoaie. Gunoaie e peste tot. Această situație o întâlnim de-a lungul tuturor albiilor râurilor din Mușcel. Cu toate eforturile edililor a curăța primăvara zăvoaiele și prundișul, oamenii instinctual tot pe marginea apei aruncă gunoiul de tot felul. Până în prezent încă nu s-a găsit o soluție pentru a limita dezastrul ecologic ce se creează. Regulamentul de parcare propus de administrația locală a fost retras de pe ordinea de zi la ultima ședință de Consiliu de edilul municipiului Câmpul Lung. Motivul, completarea acestuia cu alte propuneri sosite de la consilieri sau de la populație. Problema parcărilor este destul de spinoasă în localitate. De 2 ani se tot amenajează astfel de spații, dar parcări tot nu avem. Nici nu s-a terminat bine amenajarea parcărilor dintre blocuri, care trebuiau să fie repartizate conform cererilor depuse la primărie sau asociațiile de proprietari, că tema a intrat din nou în vizorul aleșilor. Mai nou, administrația locală a propus preaprobarea Consiliului Local un alt regulament de parcare, de data aceasta cu plată în municipiul Câmpul Lung. Primarul a fost cel care a încercat să convingă legislativul să aprobe de principiu regulamentul, dar acesta să fie completat într-o ședință ulterioară. Aprobați în principiu ca noi să putem demara toate celelalte lucrări la momentul când vine acest punct, ca să putem să demarăm procedurile de achiziții parfumate toate celelalte și până pe 10 martie toți să faceți niște propuneri, că am văzut că sunt multe amendamente, ne-au scăpat și nouă câteva erori și să veniți cu amendamente privind modificarea acestui sau completarea acestui regulament sau corectarea acestui regulament și să-l punem în aplicare, că la mânăm de câțiva ani, urmă zile, noi suntem pregătiți cu o parte din parcări să putem să fructificăm rapid toată această treabă. Sunt foarte multe societăți comerciale care cer abonamente pe anumite locuri în fața magazinul unde se desfășoară de activitate și să începem acest sistem de taxare. A mai existat o tentativă de a impune parcare cu taxă în centrul municipiului Câmpul Lung pe vremea primarului Călin Andrei, însă minunea s-a sfârșit la tribunal. Procesul intentat atunci de firma care se ocupa de amenajarea parcării a fost câștigat de primărie, însă proiectul a căzut. Tot în această vară, administrația locală are în plan să construiască mai multe parcări sub și supraterane în spatele casei de cultură Tudor Mușatescu și a cinematografului Balada, acolo unde în prezent se află o parcare plină cu garaje. O să încerc, băgăm în buget, 2 SF-uri de parcări sub și supraterane. Bravo! Una care istorie, bravo! Cultură, dacă faci asta. Și una este exact zona care ziceți dumneavoastră cu Balada, unde sunt toate garajele alea varză și nu știu ce, și să facem 2 sau 3 parcări sub și supraterane și în Vișoi la fel, parcarea acoperită unde a fost centrala mai vechi. Pentru a completa regulamentul de parcare cu plată în centrul municipiului Câmpul Lung, Consiliul Local se va întruni mâine, începând cu ora 14, într-o ședință de îndată. Școala gimnazială Oprea Iorgulescu și-a deschis porțile pentru viitorii școlari și părinții acestora pentru a cunoaște cadrele didactice care vor prelua din această toamnă clasele pregătitoare. Preșcolarii au avut prilejul să viziteze sălile de curs, laboratoarele și să se acomodeze cu viața de școlar. Evenimentul Ziua Porților Deschise, organizat de conducerea și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu din municipiul Câmpul Lung, a debutat cu primirea preșcolarilor în holul central al școlii. Ne bucurăm că în această zi, special numită Ziua Porților Deschise, vă putem prezenta școala noastră. Puteți cunoaște pe doamnele învățătoare care de la toamnă vor fi alături de voi și o să vedeți și pe colegii voștri mai mari. Cei mici au fost conduși în sălile de clasă, unde au fost întâmpinați cu poezii, cântece și multă, multă dragoste. Încercați să vă așezați pe stopțele, da? Unde vreți voi, dragi mei? Așezați-vă, da? Unii probabil că vor mai rămâne și în picioare, v-ați lăsit aici. Așa.
gai, Mercur, mamă, Mercur, tată, stau la sfat cum stăm și noi, după cină, câteodată. Da, nevastă, ce să zic, o fi vremea, nu-i dormire, nu mai stau la îndoială, chiar la toamnă dau la școală. Tare mult ar vrea să știe, să citească și să scrie, pentru că am tot să se facă scriitor. O roșcată bucuruză l-a privit, l-a tot privit și cu un zâmbet cald pe buze, lângă el a adormit. Când să plece mai departe, bucuruza cea văzut, punctele vai de pe spate, câte unul au căzut. Puța mea cea bună, dacă aș putea ți-aș prinde în punună, toți trandafirii zărilor ușori și cântecele ca pe niște flori. Și razele de soare și de lună, pe toate ți le-aș prinde în cunună. Astăzi vă spunem o poveste. Este o fantezie de martie. La început de primăvară e mare zarvă pe afară. Omul de zăpadă curajos a plecat spre soare, dar pe jos. Astăzi este zăpadă, mâine apă. Doamne, toată apa asta, unde se încapă? Aici, aici, că suntem mici și vrem să creștem și noi voinici. Iulie și zambiluțe, Viorele, panteluțe. Gâzle mici și albinuțe, ne-am scos capul către soare. Da. Dar ce e asta? E soare primăvara, unde e? Fulge mea și floricele, gâzle mici și păsărele, mărcișoare frumușele. Tot aici, preșcolarii și părinții au cunoscut viitoarele cadre didactice care din această toamnă vor prelua clasele pregătitoare. Profesor Clara Marinescu, profesor Oana Bivol și profesor Ionela Călinescu. Am încercat să prezentăm oferta educațională a școlii elevilor care din septembrie 2019 vor fi în clasa pregătitoare. Cele trei colege care vor prelua clasele pregătitoare, Clara Marinescu, Oana Bivol și Ionela Călinescu, au pregătit cu multă grijă un scurt program artistic și câteva activități deosebite. Ne bucurăm că au venit foarte mulți copii și sperăm ca până pe 22 martie toți cei 75 de părinți care și-au manifestat dorința de a fi din septembrie în școală și să-și aducă copiii vor veni și vor completa înscrierea online. Avem o bază materială deosebită, elevi cu a căror performanță ne mândrim și, bineînțeles, un colectiv de cadre didactice, un colectiv extraordinar. Copiii, împreună cu părinții, au vizitat clasele de curs și laboratoarele pentru a se acomoda cu viața de școlar, iar la final au primit mărțișoare dulci. Delegația României de luptă greco-romane și-a asigurat două medalii la campionatele europene Under-23 de la Novi Sad din Serbia. Mihai Tița, categoria 55 de kg și Leonard Berei, categoria 130 de kg, s-au calificat în finala mare și se vor lupta în această seară pentru mult râvnitul titlu continental. Nu mai este niciun secret de când loturile olimpice de junior și senior de lupte greco-romane și-au stabilit cartierul general la Câmpul Lung, România a devenit o forță în Europa. Antrenorul anului 2018 în greco-romane, Anton Arghira, continuă să uimească pe bătrânul continent. Luptătorii tricolori care se pregătesc în orașul de la Poalele Mateiașului, sub atenta supraveghere a tânărului tehnician mușelean, fac furor pe saltelele de întrecere. După titlurile continentale cucerite anul trecut de Mihai Mihuț, atât la senior cât și la Under 23, România se află foarte aproape de a mai cuceri cel puțin o medalie de aur, dacă nu chiar două, la europenele de la Novi Sad, care se află în plină desfășurare în aceste zile în Serbia. Mihai Tița, la categoria 55 de kg și Leonard Berei, la categoria 130 de kg, au avut o evoluție excelentă la campionatele europene din chiar prima zi a competiției continentale și s-au calificat în finala mare, urmând ca în această seară să lupte pentru medaliile de aur. Astăzi au mai intrat în concurs Răzvan Arnăut la categoria 60 de kg și Alexandru Solomon la categoria 67 de kg. Amândoi au trecut fără probleme în turul secund, după ce au dispus de portughezii Marins și respectiv Pedro Miguel de Matos. Din păcate însă mușceleanul Vlad Maria a pierdut orice șansă de a se mai lupta pentru medalia de bronz, după ce a pierdut clar 0-8 în fața azerului Nasir Hasanov în recalificări. Etapa interjudețeană de lupte greco-romane rezervată copiilor, care a avut loc la Câmpul Lung, a fost dominată de micuții sportivi de la CS Muștel, care au urcat pe podiumul de premiere la toate categoriile de vârstă. Toți luptătorii mușteleni care au intrat în concurs s-au calificat mai departe la faza zonală.
Sâmbătă, sala de lupte greco-romane din incinta complexului sportiv Mușel a părut neîncăpătoare. Peste 100 de luptători de greco-romane de la mai multe cluburi de profil din țară au intrat pe salteaua de întrecere în vederea calificării la etapa zonală. De departe, sportivii mușceleni pregătiți de antrenorul Dumitru Măzgaciu au avut o comportare excelentă pe întreaga durată a competiției, reușind să urce pe podiumul de premiere și implicit să se califice mai departe. La categoria 34 de kg, Noris Moise a fost de neînvins, reușind să se situeze pe primul loc după ce a trecut în finală de colegul lui Florin Neață cu scorul de 3-1. Finala categoriei 38 de kg s-a disputat tot între doi sportivi de la CS Mușcel, Alexandru Matei și Leonard Vlaicu, primul câștigând locul întâi după ce s-a impus cu scorul de 5-0. Marian Ursulescu a câștigat detașat competiția la categoria 45 de kg, iar Marius Georgescu și Claudiu Vasilescu s-au clasat pe ultima treaptă a podiumului la categoria 60 de kg. Constantin Suditu la categoria 68 de kg și-a spulberat toți adversarii, reușind să câștige toate meciurile cu 5-0, adjudecându-și astfel primul loc. Iar la categoria plus 75 de kg, Robert Taftur s-a clasat pe poziția a doua. Mâine în județul Argeș vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 17 grade Celsius. În partea de nord a județului vor fi înregistrate valori ce vor varia între 11 și 15 grade Celsius la Dărmănești. La Domnești vor fi până la 13 grade, la Corbi 12, iar la Câmpul Lung 11 grade Celsius. În partea de sud vor fi înregistrate până la 16-17 grade. La Pitești, de asemenea, cerul va fi mai mult senin și vor fi înregistrate până la 16 grade. Și în Dâmbovița vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil mai mult senin, iar termometrele vor indica până la 16 grade Celsius. În partea de nord vor fi înregistrate temperaturi ce vor varia între 10 și 13 grade. La Titu și la Găiești vor fi până la 15 grade Celsius, la Vișina și la Corbi Mari până la 16 grade. La Târgoviște termometrele vor indica cel mult 15 grade Celsius. La noapte cerul va fi acoperit de nori, iar termometrele vor indica temperaturi ce vor varia între minus 1 grad și 2 grade Celsius. Mâine cerul însă se va însenina, iar termometrele vor indica până la 11 grade. Joi cerul va fi mai mult senin și vor fi înregistrate până la 12 grade. Vineri va fi și mai frumos. Cerul va fi în continuare mai mult senin și vor fi înregistrate până la 16 grade. Acestea sunt deocamdată informațiile. Ne revedem mâine seară. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi pentru o nouă întâlnire cu Părintele Vasile Grigorescu. Urmează așadar emisiunea Credință Creștină. Vizionare plăcută!